ați dat enter la spacebar. Semi, sort of, not so, ish. Ce să fac? Mi-a ajuns dozatorul pe zero cu pălinca și încă aștept cisterna ca să-i facă plinul. Deci, cum nu mai văd triplu și pot sta la verticală mai mult de 5 secunde, am găsit Niskai timp să mai pun de specials slash retrospective slash ranturi pe delirium tremens. Și cum mai am Niskai strop de trailerist în venă prin toți hectolitrii de Horinca, am zis să mai poposesc pe Play Hollywoodist ca să pun de un top 10 cele mai mirificobolante producții de TV pe 2022. Știu, majoritatea producțiilor noi de 2022 mă fac să dorm cu Buddha în brațe și Drujba Superna. Auzi, bă, Rings of Power. Deci, cum n-avem chiar atâtea epicozități Fruity Fresh, am scremut o categorie mai generoasă în care să înscriu My Favorite pe anul ăsta. Ori să se fi lansat în 2022, ori să se fi terminat în 2022, ori să aibă continuitate beyond 2022, a.k.a. pe care merită să rămâi cu pupila și în deceniile următoare. Recunosc, cu ultimul checkmark am cam trișat ca să pot recomanda cel mai țap în serial pe care l-am descoperit anul ăsta. But hey, e topul meu și-s prea peste vraș ca să mi se rupă la ficat. So without further blah blah, încep de la Bush la Borneu cu numărul 10 și anume The Last Kingdom. Un serial destul de obscur printre toți fanii de historical epics, which is a shame. Că după ce-o crăpat Ragnar și Vikings și-o pierdut singurul as din mânecă, Last Kingdom mi-a stâmpărat perfect pofta de intrigi gotiste și războaie low triste plasate în The Dark Ages. Ba pe alocuri, it becomes the better show prin personajele mult mai down to earth, actoria mai subtilă și povestea ce merge mai mult pe veridicitate istorică decât pe metafore mitologice. Chiar dacă Ragnar rămâne în topul protagoniștilor de TV-ul, IMO, personajele din Last Kingdom mi se par mult mai multidimensionale. Uthred are mai multe momente vulnerabile, reușind pe alocuri să pară mai umană și real, cu toate că e 100% fictiv și chiar dacă merge pe aceeași premiză de vikingi versus saxoni, se insistă la fel de mult pe ambele perspective, rezultând personaje mai complexe ca majoritatea protagoniștilor de historical dramas. Scriptul e top-notch, nu doar prin replicile extrem de bine scrise, dar și prin tăcerile ce știu când și cum să accentueze momentele de reacție, de introspecție și când să lase the scene to breathe. Actoria e la fel de AAA, cinematografia impecabilă și coreografia căsăpelilor e uber brutal, gory, gritty, a.k.a. cocaină vizuală pentru toți dependenții de Game of Thrones. Mă rog, trei sferi de Game of Thrones. Știu. Nu-i the best thing since Bloody Mary. Cu destule minusuri narrative ca să-l păstrezi totuși în sfincterul topului. Pe alocuri, dă mai mult pe fantasy decât pe realism istoric, mai mult pe tânăr și neliniștit decât pe The Terror. Da, na. Chestii normale pentru un serial ce durează de 7 fucking ani. Și felul în care s-a încheiat cu ultimul sezon m-a făcut totuși să-l păstrez în top și nu să uit de el prin vapori vișinate. Rar am prins serial care să-și ducă așa de mișto la capăt toate plot point-urile, toate cliffhanger-urile, toate personajele își finalizează fabulos character arcs, ajung natural la apogeul evoluției narrative, fără revelații random, chiar mișto cum se concluzionează fiecare poveste a fiecare figurant. Serios, pentru un serial ce tot rulează din 2015, there were a million ways shit could go wrong. Și rar prin serial atât de lung în care creatorii să nu-și piardă interesul sau în care scenariștii să respecte cu aceeași atenție la detaliu toate subplaturile precedente. Deci, chiar dacă nu îl fac mai fruntaș, pentru așa awesome ending la dită mai povestea, Last Kingdom merită totuși loc în topul Best Shows of the Year. Numărul 9 bifează atât primul checkmark cât și pe al doilea. Nu, asta nu-i de bine, că rar am prins serial atât de mișto, anulat atât de iute ca Archive 81. Știu, nici ăsta nu-i 100% Perfect Lemon. Dar trebuie respectat riscul de a prezenta o premiză ce rar se mulează pe producții de TV. Adică ideea de culturi demonice, conspirații satanice și amenințări interdimensionale e făcut mai mult pentru filme. Și atunci suge scrot de baribal 99% din timp, cu atât mai greu de dezvoltat cum trebuie în seriale. Riscând să devină repetitivă și previzibile după primele episoade and boring as balls, da, ultimele. Așa cum a demonstrat recentul Devil in Ohio. Conceptul nu pare făcut pentru genul ăsta de slow-paced storytelling. În special când se merge pe horror, că na, una e să sperii omul într-o oră, dar nici curaj câinele miotonic nu se mai sperie după 10. Deci, și mai awesome că Archive 81 reușește să rămână scary și să surprindă prin revelații extrem de bine plasate ca să nu vândă prea iute premiza. Ok, poate nu scary e adjectivul potrivit, mai degrabă spooky ca să rămân tot la rombiș. Renunță la jumpscares, n-are strop de gore, arătând mumul clasicilor clișee horror ca să meargă mai multă atmosferă. Personaje extrem de bine conturate, dar la fel de VTF-ice, știind la fix cât să păstreze suspansul în build-up și când să zburlească floci la payoff, ca să rămână constant creepy all through the playthrough. Mișto cum fiecare episod reușește să vină cu la fel de multe răspunsuri ca semne de întrebare, reușind să pară doar o piesă măruntă în puzzle-ul general. Și chiar dacă are mai puține clișee decât credeam când i-am cinit prima dată premiza, mișto cum își omagiază sursele de inspirație ca să cucerească și mai crunt cornee de old school horror fan. Avem locații de Rosemary's Baby, horror VHS a la Blair Witch, blesteme generaționale în stil Hereditary, nu dau alte
spoilere, dar bagă destule goodies ca să delecteze cel mai reumatic nerd nostalgic. Actoria e top of the line, în special a celor două personaje principale. Chiar m-a surprins cât de mișto joacă Ahi și Shihabi. No, luați de acizi acuscă de diarea verbală. Fără exagerările specifice genului ăsta de horror, reușind să perfuzeze surprinzător de mult realism într-o poveste ce poate părea exagerată și clișeică până ginești prim episod. Acum pe la final, it kind of gets pretty old. Cu unele plot points previzibile și personaje clișeice, dar protagoniștii sunt atât de bine jucați că chiar vrei să vezi cum o duc la capăt și povestea per ansamblu păstrează destule semne de întrebare ca să-ți clocotească curiozitatea până la ultimul frame. Chiar și după că la modul cel mai lobotomist se termină cu un cliffhanger, ce m-a făcut să-mi fig și mai multe făcălețe în monitor când am aflat că a fost anulat la numai câteva luni după ce a apărut. Chiar nu știu de ce, nu-i de parcă avea buget de Rings of Power. Și au reușit iute să-și creeze nișă proprie devenind cult classic, adică sfinte coai decât Ulhu. La ce lepre vizuale încă primesc sezoane pe Netflix? The purpose of this retreat is to help you gain deeper and more emotional connections. I signed up for Dick. Nu pricep de ce au anulat Archive 81. So the least I can do is să-i dau un nouă în topul ăsta mahmur. Numero 8, All of Us Are Dead. Din simplu motiv că a făcut iar trendy mumificata premiză cu moroi când credeam că e bună numai la fertilizat ferici. Da, hai, no. Cine nu șumectează orbita la A Good Old Zombie Story? Alt concept horror, greu de tradus în serial, așa cum demonstrează tot ce-o beșit Walking Dead după primul sezon. Dar ăsta are un avantaj, a.k.a. făcut de coreeni. Și cum ăftea constant se pișă din Death Star în ceafa Hollywoodului, indiferent de gen sau format, nu mă surprinde că All of Us Are Dead o reușit să facă cu serialele nemoarte ce-o făcut Train to Busan cu filmele. Așa cum știe, orice doctorant al genului, fundamentul oricărei povești de genul ăsta îs personajele. Felul în care scrise și jucate, rezultând ori capodopere a la 28 Days Later, ori vome necrozate, gen Resident Evil de TV shitshow. Ei bine, șuțuitorii de strigoi din All of Us Are Dead se înscriu cu brioșe în prima categorie, cu personalități extrem de diverse, dar la fel de bine detaliate, evoluând constant și natural în funcție de fiecare situație, ca să-ți fractureze constant mandibula cu VTF-uri tot mai imprevizibile. Oricât de protagonistii s-ar părea un personaj, poate oricând să crape în moduri ce l-ar face pe Jigsaw să-și borască în gură și la cât de mișto e conturat, cel mai insignifiant figurant chiar te face să give a fuck când îl transformă Stubbs de zombie în shawarma. Și mai țapănă ideea de a pune în rol principal niște pubertari cu life expectancy-ul lui Miss Piggy de ajunul Crăciunului. Faptul că de-abia ce-a absolvit grupa pregătitoare îi face de un biliard de ori mai vulnerabil ca Bad Ash din Walking Dead, rezultând scene de acțiune mega dinamice și un ritm uber fast paced ce în mod surprinzător nu își pierde din intensitate de la primul până la ultim episod. Nu țin minte moment care să plictisească, dialog care să pară în plus, all in all, one of the best zombie shows ever și unul din cele mai țapene seriale de sfințătătoare pe anul ăsta. Ok, următoarea adiție e ceva mai previzibile, dar e imposibil să nu strecor și Stranger Things pe aici. Adică FFS, dacă făceam topul ăsta acum 2 ani, n-aș fi băgat serialul nici să-mi stea Demagorgonul cu un BFG la tâmplă. Doar n-am mai dat un floc năpârlit pe Stranger Things de când a intrat el în faza emo și chiar dacă sezonul 3 a fost ceva mai decent, premiza simplistă și lipsa unui villain nu l-a făcut să plutească peste nivel. Deci m-a surprins la modul cel mai megusta felul în care sezonul 4 spovedește păcatele primelor două. Eleven e mult mai motivată și driven, depășind faza de fan Rammstein. Personajele sunt chiar likeable și nu whoever the fuck o fi absolventa Berkeley boschetară din sezonul 2. Don't get all mushy on us, Ralph. Și povestea se împarte mișto în mai multe subplaturi ce se unesc neașteptat de bine în ultimul episod, reușind astfel să vină cu o diversitate a locațiilor nemaiginită în orice sezon precedent. Bash plasează personajele în gulaguri siberiene, Area 51 în pană de curent, prezintă mai multe cotloane și unghiere din Upside Down, environment-uri mult mai variate, dar la fel de binevenite, după suburbiile din ce în ce mai bland and boring. Dar miezul din mămăliga ultimului sezon e că în sfârșit are un villain. Sau, mă rog, villain ce știe lega mai multe silabe ca... Nu doar că antagonistul e mult mai complex ca orice monstru al lui precedent, dar e excelent jucat de Jamie Campbell-Bauer. Născut cu o față de Pennywise în postul paștelui ce ar da lui Kruger infarct miocardic. Again, nu dau spoilere, dar puterile și scopul lui Vecna îl fac by far the most terrifying end-level boss seen so far, dând personajelor motivații mult mai personale și conflictelor consecințe mult mai epice. Nu doar atât, dar e mișto cum prin conceptul antagonistului, serialul se întoarce la origini, a.k.a. omagiu de pop culture obzecist, pe care sezonul 3 l-a cam uitat prin postmodernism și frustrări de gen extra încălduri. Deci și mai awesome să văd tonele de referiri la Nightmare on Elm Street, să aud mai multe piese definitorii ale perioadei și să mă simt iar ca în vremea în care primul sezon mi se părea the next best thing on television. Tocmai din cauza că am scăldat ultimele două sezoane în pisoar până în date petrol, m-o chiar surprins că part 4 știe ce-a făcut part 1 atât de waterfucking fabulous și pe alocuri chiar upgradează cele mai țapene elemente cu o diversitate a locațiilor, a sub-platurilor și personajelor într-adevăr demne de nota 7. Pe
locul 6 îi The Terminalist. Și încă nu-mi vine să cred că laud ca serial când fiecare frame e mai cinematic ca cea mai oscarizată capodoperă cameronistă. Când credeam că serialele Amazon îs bune numai când vreau să slăbesc 50 de kg, o scos de nicări capodopera asta ce spovedește păcatele oricărui Wheel of Tampax sau Rings of Palmolive. Ok, not quite. Că încă îmi vine să-mi bag monitorul în microunde oricând o văd pe Galadriel spaima dulcolaxului. Dar Terminalist m-a convins că nu toți scenariștii Amazon Studios au neuronii unei amebe analfabete. Vrei conspirații guvernamentale? Check. Vrei a good old classic revenge story? Double check. Vrei un protagonist mai badass ca BJ Blazkowicz pe cânepa lui Kratos? Triple check with sprinkles on top. Că Chris Pratt îl face pe Master Chef să pară un capac de canal. Nu doar că e capabil să farmeze fudulii de Uruk-hai în timp ce joacă Chardash pe borneu de Balrog, dar tipul are un acting range incredibil după ce rolurile din Jurassic Park sau Guardians m-au făcut să cred că e numai comic relief. De-aia m-a surprins și mai tare cu cât dramatism îl personifică pe James Reese. Cu destule momente de vulnerabilitate, conflicte interne și dileme morale ca să rezulte un personaj mult mai uman ca tipicii bad ash doidimensionali de revenge movie generic. Știu, îi tot zic movie și nu doar din cauza cinematografiei incredibile, că și ăsta prezintă premisă greu de tradus în serial. Intrigile guvernamentale de Tom Clancy, părând un format mult prea fast-paced ca să mențină interesul mai mult de 2 ceasuri. Dar faptul că l-am pus mai sus de Archive 81 demonstrează că își știe cronometra mult mai bine revelațiile. The build-up versus payoff, ca să nu mai zic că e mult mai bine filmat, regizat și na. Chiar dacă în general evit să mă leg de mesajele sociopolitice moderne în entertainment, trebuie să pârlesc elefantul din garsonieră. Că lipsa de woke politics e unul din motivele principale pentru care Terminalist a devenit atât de popular. Mai nou când toate serialele se întrec în virtue signaling superficial and fake inclusivity ca să promoveze The Message. Ok, nu mi-a la fel de bine ca lui Critical Drinker, îl las pe el. The Message. Mișto să văd unul ce riscă să meargă pe patriotism, honor, brotherhood, soldierly values și un protagonist cu mai mult testosteron în venă ca majoritatea Harry Styles-ilor de action movies recente. Again, nu intru prea tare în subtilitățile astea și nici nu trebuie. Că în loc să se promoveze prin mesajele politice, Terminalist merge numai pe profunzimea poveștii a personajelor, rezultând încă un serial ce de sine stătător rămâne one of the best pe anul ăsta. Ok, imposibil să nu bag și Rick and Morty pe aici. Și faptul că o scos numai 3 episoade e singurul motiv pentru care nu l-am pus mai sus în top. Dar tot rămâne una din cele mai țapene animații pe care am pus vreodată pleapa. Deci îi dau ca ceasul 5 de trecere. Nu mai vreau să repet laudele vărsate pe High on Life, so I'm gonna keep this short and sweet. Voice acting-ul rămâne best of the best. Răgetele lui Morty când trece prin toate torturile multiversului fiind pură cocaină la timpan, animația e la fel de inventivă cu monstralării și locații, pe care numai cel mai marinat în mescaline cerebel le poate screme. And last but not least, umorul e la fel de vulgar, reverent and non-PC in the best way possible. Știu, am zis că nu repet laudele High on Life, dar na. Încep să simt chemarea dozatorului și frisoanele sevrajului. Plus că ultimul sezon nu pierde un centi din lolul precedentelor. Și cum 99% din populația Terei e fan Rick and Morty, greu să găsesc adjective fresh. Ok, ar putea fi unul. Mi-e gusta că primele episoade se leagă mai bine de povestea precedentelor, încercând să prezinte o narațiune mai expansivă decât cele self-contained and standalone din primele sezoane. Știu, tocmai randomness-ul respectiv o câștigat atâția groupies, deci s-ar putea să fiu în minoritate aici. Dar îmi convine că nu renunță la Evil Morty, Evil Rick, îi vedem iar pe Caveman Jerry și clona lui Beth, toate promițând să aibă un rol mai important în povestea pe ansamblu, ceea ce nu-mi displace deloc la cât de bine scrise și vociferate. În concluzie, Rick and Morty are back better than ever, cu și mai mult lol pe pixel pătrat. Ok, am lăudat felul în care și-o finalizat Last Kingdom povestea, dar trebuie să recunosc că Better Call Saul îl flegmează atât de sus pe partea asta că e în altă fucking galaxie. Trebuie să încep cu cea mai obvious laudă. Actoria lui Bob Odenkirk e pur și simplu istorică. Una din cele mai țapene, că vorbim de film, serial sau Two Girls, One Oompa Loompa. Excelent reușește să contureze un avocat atât de corupt că ar ctitori aur biserică. Un anti-erou cu care e imposibil să nu simpatizezi chiar dacă ți-ar ciordi și proteza din gură. Cu expresivitate ce ar face pe Al Pacino să pară un capac de costum, Odenkirk o rupt retine cu un singur rol secundar în Breaking Bad. Dar când o primit serial propriu, a demonstrat că are atâta talent că îi trebuie 5 marfare ca să-l care. Nu știu cum îi iese atât de bine stilul Less is More, dar reușește să fie cu atât mai expresiv cu cât îi sunt mai minimaliste gesturile și mișcările. Un singur spasm de sprânceană evocând mai multe conflicte interne ca toate rânjetele de babuin bulimica lui Galadriel cea veșnic constipată. Fuck, mă disperă serialul ăla. Serios, de când a început Better Call Saul, tipul a fost nominalizat la Emmy pentru fiecare sezon. Dovadă că, indiferent de mărimea ecranului, puține producții au așa actorie titanică. Nu doar din partea lui Odenkirk, dar și restul personajelor sunt la fel de bine scrise, jucate, rezultând altă perlă rară în ce privește serialele. Timp de 6 fucking sezoane, Better Call Saul n-a pierdut o moleculă în ce privește talentul actoricesc, regizoral, scenaristic, rămânând la fel de imprevizibil de la primul până la ultimul episod. Excelent își duce la capăt toate poveștile, restul personajelor își
concluzionează natural character arc-ul, dar cel mai important, evoluția protagonistului rămâne la fel de complexă, făcându-te constant să empatizezi chiar și când ajunge cel mai nuțu cămătar. Îi înțelegi perfect motivațiile, ca să-i dibuiești logic progresia din punctul A în punctul B și cum progresia respectivă o rămas la fel de multilayer timp de 63 de episoade, nu stai să pun Better Call Saul atât în topul Best Shows of the Year, cât și pe podiumul celor mai baștane seriale făcute vreodată. Pe locul 3 tronează OFK The Boys. Mă rog, asta din cauza ca memoria unui caras decapitat. Că după al doilea sezon i-am pregătit și lui The Boys tratamentul Stranger Things, a.k.a. să uit de el prin abisurile comei alcoolice. Nu că ar fi fost that shitty just to in your face cu The Message. Prea pe față cu alegorii la Trump, Alex Jones, personaje care oricât ar fi de east sau phob, apar destul la fucking CNN ca să nu mi-amintească și niște super coxați nizmene fosforescente. Ca norocul, sezonul 3 o lasă mai lenji cu hashtag-urile de SJW dyslexic, amintindu-și că entertainment-ul Balls to the Walls Bad Shit o gravat primul sezon în Walk of Fame-ul serialelor. Asta și parodia constantă la clișele Marvel. Prin personaje pe cât de caricaturale, exagerate și bolunde, pe atât de likeable, complexe și bine structurate. Știind că rosterul de sociopați mutanți îi what makes the boys go round, sezonul 3 plusează la VTF-ul personajelor cu adiții fruity, fresh and fucking fabulous. Greu să laud asta fără mai multe spoilere ca trabantul lui Megatron, dar reușește excelent să-l parodieze pe Captain America, cu un villain surprinzător de multilayered, jucat dumnezeic de Dean din Supernatural, ne arată ce ar face Scarlet Witch cu OnlyFans și un borcan de vaselină, plus protagoniștii și mai lobotomiști, după ce-s blagostoviți cu superputeri proprii. Chestii ce n-ar conta dacă n-am avea actorie top-notch. But season 3 delivers și pe partea asta. Bill the Butcher, fiind și mai unhinged, imprevizibil, capabil de orice bolunzenie grație talentului titanic al lui Carl Urban. Și Anthony Starr continuă să omneze orbite în rol de Homelander. Adică serios, când mă face să empatizez cu un Lecter levitant, ce-ar flamba o legiune de pocăiți preșcolar dacă pierde steaua, atunci știi că complexitatea antagonistului îi de nivel Jamie Lannister sau Tony Soprano. Revine umorul mai negru ca Sex Dungeon-ul lui Bacovia, la fel și poantele pastiloase, vulgare and offensive, rezultând unul din cele mai funny seriale la ora actuală, când o lasă mai ușor cu mesajele politice la fel de subtile ca o halebardă în coaie. Și altă chestie rară pentru orice producție de TV, în loc să mă bage în spume devierile de la comicsurile clasice, chiar mă fac curios subplaturile originale. Ca relația lui Homelander cu juniorul, dramele morale a lui Kumiko sau câte crani implodează AOC cu puterea forței. Mă rog, n-o scăpat chiar de toate mesajele politice, dar povestea îi destul de bine scrisă cât să mi se rupă de restul. Deci cu un sezon 3 la fel de baștan ca primul, îi urez și lui The Boys welcome back în topul serialelor preferate. Numărul 2, poate previzibil pentru oricine o ginit frame de spacebar. Deși la câte dejecții anale am vărsat pe ultimele sezoane Game of Thrones, nu credeam să mai laud franciza asta fără să-mi sară limba sobă de teracotă. Dar House of the Dragon o reușit să chiureteze tumoarea vizuală de sezon 8, făcându-mă să uit de menopauza lui Daenerys, ca să-mi amintesc de ce primele sezoane au plasat Game of Thrones în topul serialelor preferate, indiferent de deceniu. Prin actoria nemaginită, scenariu atât de realist că most of the time uit că ăsta e fantasy și nu știre de la ora 5, twist-uri narrative atât de neașteptate, că generează mai multe meme-uri ca toate mâțele multiversului și un world building inegalat prin atenția la detaliu de când și-a pus Talking Pix un cui, când eram cu moralul la pământ după satanicul sezon 8 și concluzia tot mai clară că Martin o să hrănească muștre înainte să jucate cărțile, House of the Dragon made me a fanboy again, meritând toate laudele micționate mai sus. Actoria e mai AAA ca Duracell-ul și-s constant surprins cum niște sort of newbies ca Millie Alcock sau Emily Carey pot veni cu așa talent rezervat oscarizatelor cu mult mai mult talent, experiență și filme în CV. Dar clar, capii de afișă-s Daemon și Viserys. Jucați impecabil de Paddy Considine și Matt Smith. Serios, inițial credeam că Doctor Who se potrivește în rol de Targaryen turbat, la fel de bine ca Iliescu în rol de John Wick. Da, tipul pur și simplu domină fiecare scenă, fiecare interacțiune, cu un aer ominous and threatening. Priviri ce promit o mie de moduri prin care se poate extrage un ficat prin uretră și replici l-ar face pe Leonida să pară Elmer Fudd. Again, nu credeam că Matt Smith poate juca așa badass level Goro. Deci cu atât mai awesome subtilitate cu care conturează cel mai complex personaj din cărțile originale. Da, după mine, best of the best e Paddy Considine în rol de Viserys. Tocmai din cauza că personajul de-abia de-i menționat în Fire and Blood, deci practic tipul construit de la zero un protagonist cu la fel de multe substraturi și nuanțe de gri ca în orice roman Song of Ice and Fire. Alt actor ce și-o masterizat atât de bine fiecare mușchi facial, că și când tace mai expresiv ca un Jimmy Carrey cu coale în cafetieră, făcând și mai dramatice momentele în care he really goes apeshit, cu răgete de Terminator pe turet, șoapte încordate mai amenințătoare ca o
ciupercă nucleară, plus priviri ce le fac chiar și pe demon să pară cea mai ciocușă fetiță Powerpuff. Nu știi niciodată dacă e good guy sau bad guy, dacă e manipulabil sau are criptonită în coloana vertebrală, multitudinea motivațiilor făcându-mă constant curios în ce-i privește evoluția. Și dacă serialul nu ți-o convins că Paddy Considine e unul din cei mai baștani actori britanici, recomand cu mâna pe Mastercard Dead Man's Shoes, unul din cele mai bine jucate și realiste revenge movies ever made. Dar revenind la House of the Dragon, actoria îl aduce lejer la nivelul primelor sezoane Game of Thrones, povestea are la fel de multe unexpected twists and turns și world building-ul pare mai elaborat prin felul în care sunt prezentate locațiile. Mi s-o gravat pe retină atmosfera de costinești post-apocaliptic din Stepstones, cotloanele, aleile și birturile prezintă un King's Landing mult mai irl. Clar avem cel mai arătos serial pe anul ăsta și, da, including Rings of Power. Cu doar jumătate de buget prezintă environment-uri mult mai realiste, armuri mai diverse și practice. Ca sutienul gonflabil al lui Galadriel cea veșnic pe roșu, bătăliile îs epice, brutale and bloody și coregrafia scenelor de acțiune e acolo sus, cu orice piruetă al lui Aragorn sau șpargat de Neo. Și cireașa din vârful muntelui de Awesomeness îs cei mai lifelike dragon de TV-ul. Dar nu doar din motiv de production value l-am pus în top, în timp ce am înfundat bideul cu Rings of Power, ci prin felul în care știe folosi respectivul production value, prioritizând povestea și personajele în detrimentul eye candy-ului, intriga și conflictele, în defavoarea fan service-ului superficial și a politicilor identitare. Deci, după mine, HBO a câștigat Streaming Wars pe anul ăsta cu unul din cele mai arătoase, bine scrise și excelent jucate seriale de când s-a înnecat Jeffrey cu Coliva. No, bun, am ajuns la ultimul, sau mă rog, primul serial din topul celor mai miezoase producții de TV. Atât de awesome că trebuie să trișez ca să-l fac finalist. Cu un prim sezon apărut oficial în 2019 și al doilea plănuit pe 2023, abia dacă bifează checkpoint-ul continuității după 2022. Dar cum numai anul ăsta au apărut pe Netflix, merită ca fantabulozitate fruity fresh, că holy shit, Vinland Saga e mult prea bun ca să nu-l pun peste House of the Dragon. Nu de alta, dar într-un fel prevedeam că serialul HBO o să fie cât de cât vizionabil la așa sursă de inspirație și buget astronomic. Dar Vinland Saga a venit de nicări ca să-mi dea knockout cu imagini atât de picturale că fac Mona Lisa să pară două linii și un balon, personaje ce surprind constant cu evoluții imprevizibile și chiar dacă povestea e tot cu sociopați de Scandinavia, trust me, Last Kingdom e lolec și bolec pe lângă Vinland Saga. Și mai surprinzător că e vorba de un anime. Dar ca să nu tot repet adjectivul ăsta, zic numai că motivul pentru care e number one e felul în care m-a surprins constant cu cea mai imprevizibilă poveste din tot topul ăsta. Chiar dacă începe ca revenge story, n-are progrese clișeică, venind constant cu întorsături neașteptate de extrem de naturale. Good guys ce devin mai ruthless, sadici și brutali, ca cel mai grim dark antagonist, bad guys ce devin mai simpatetici, motivați și onorabili ca personajul principal, serios, la câte puține redeeming qualities are Askeladd în primele episoade, nu credeam ca în ultimele să-l pun în topul personajelor preferate de TV. Nu vreau să dau alte spoilere, dar în puține producții am prins așa tranziție seamless from hero to villain and back again, ce m-a făcut constant curios de evoluția personajelor și a relațiilor dintre ele. Dușman de moarte ce devin BFFs, tovarăși de viață ajung să-și sar la regată, preșuri bipede învață cum să conducă armate, fiecare twist te trimite cu Falcon Bocanci când te aștepți mai puțin, ca pe urmă să înțelegi perfect motivul când îl pui în contextul poveștii overall. Poveste la fel de unexpected ca evoluția personajelor, devenind din revenge story a body flick, pe urmă dramă istorică neașteptat de veridică, a coming of age tale, a classic action anime cu coreografie impecabilă, again, un serial în care constant nu știi la ce să te aștepți. Deci, oricât de hidrocefalic ar suna asta, pentru mine Vinland Saga are by far cea mai originală poveste din toate serialele pomenite până acum. Și mai vete fake că vărs toate laudele ăstea pe un anime, gen de la care nu te aștepta să vină cu maturitate de House of the Dragon meets Breaking Bad. Chiar dacă asta e instant put-off pentru mulți cinefili, faptul că anime funcționează în favoarea lui Vinland Saga, venind cu cadre incredibil de picturale, de poetice, close-up-urile lungi și detaliile abstracte, conturând perfect momentele de introspecție, cadrele largi, reușind la fel de OG să prezinte setting-ul prin cromatica și contrastele generatoare de bale. Clar, cel mai mișto animat serial de la Arcane încoace. Pe alocuri, even better prin efectele și filtrele mega atmosferice, contururile difuze și luminile dreamlike, mulându-se perfect pe filul de Eda scandinavă cu influențe anglosaxone. Chiar nu mă așteptam ca așa serial obscur să mă sudeze de monitor, mai crunt ca orice blockbuster HBO. Dar poate din cauza că știu Fire and Blood ca tatăl nostru, povestea din Vinland Saga m-a surprins în multe mai multe feluri și cum nu a avut buget cu mai multe zerouri ca Matrix, trebuie să-mi cobor și mai mult șuba în fața aspectului fracturator de fălci. Nu știu dacă sunt destule motive ca să-l pun peste House of the Dragon pe podiumul serialelor preferate, dar cum am tot zis că 100% subiectiv și 100% mahmur când o pun de topuri din astea, nu mă mustră prea tare conștiința că îi dau lui Vinland Saga cupa, sau mă rog, halba de cel mai boss de boss serial pe 2022. Da, cu asta am dat quit la semi-sort of spacebar specialul ăsta până revin cu obișnuitele bunăciuni butonatoare, vă zic GG, well played și spor la farmat fraguri.